De ce a spus Trețenot? Trețenot, pe bază, am jucat în aparat și am pierdut bani și am zbănuit într-un fur. Și am pus bani acolo. Câți bani ați pus în joc? 12.000 de lei. Și mai departe ce s-a întâmplat? Și 10 am jucat și eu la aparat i-am ridicat înapoi banii ăștia și eu adormit. Cine? Care e operatoare. Uh-huh. Și m-a apropiat și adormea și mi-a luat banii și a ieșit și m-a dus. Adică ați luat banii fără să o anunțați? Da. Banii mei mi-am luat de masă. Unde ați fost reținut? La Orhei acasă. Cum fără să-mi zi, el dormea. Eu avem banii ăștia pe ecran, avem în aparat. Eu am chemat-o două ori, el dormea, nu mă auză. Și m-a apropiat și mi-am luat banii, el nu a văzut și a ieșit din urmă. Mai era cineva în cazinu? La... Nu era, că toată noaptea am jucat, 8 ori. Nu era nimeni, numai dumneavoastră și operator? Nu era nimeni deja. Și bun, și de ce n-ați trezit-o? Să-i spuneți că iată, luați banii și vă duceți. Eu am strigat-o de două ori, în alta și eram... Păi până la urmă operatorul trebuie să vă transmită banii, nu? Nu, da, dar chiar dacă... banii care i-am dat. Eu erau pe masă, numai mie bani. Chiar dacă câștigați, oricum operatorul trebuie să vă reîntoarcă. E corect, dar vă lămuresc. Banii mei erau masă și el dormea, înțelegeți? Anterior ați mai fost judecat? Nu am fost. Pentru? Pentru un jas. Asta pentru un furtul 186. Ce ați furat? Tot a fost incident eu cu aparate, cu jocuri de noroc. Fix așa situație, da? Cam atunci altfel a fost. Cum a fost? A? Cum a fost? Atunci a fost, am intrat și... tot am pierdut o sumă în bare, dar atunci eram foarte în stare de greutate și... Ați jefuit, da? Da. Am mai înțat-o să-mi întoarcă banii.